Sunt Doina Ruști și astăzi citim din Zogru. Zogru s-a întors după o pauză lungă în anul 1959. Nu l-a mai găsit pe Ahile. Dispăruse din București. La început a crezut că murise, dar i-a dat repede de urmă. În casa din Calea Victoriei trăia în continuare Vencica. Acum era o femeie de 40 de ani, măritată și cu copii. După război, profitase de ocupația și mai ales de experiența sovietică și se autodeclarase victimă a regimului capitalist și, în special, a lui Ahile Vintilescu, exploatatorul ei, în casa căruia continua să locuiască în compensație pentru cele suferite. După naționalizarea casei, în mod firesc, Vencica, măritată și cu copii, tovarășă de nădejde și victimă a fostului proprietar, a rămas definitiv acolo, mai întâi plătind o chirie simbolică statului, apoi devenind proprietar, cu acte în regulă. În câțiva ani și-a făcut și liceul și facultatea, la fără frecvență, ori prin cursurile rapide organizate de comuniști, special pentru victime ca Vencica. Așa că în 1959, Zogru a găsit o membră în guvern, o pupedă neagră priponită în poarta cu pantere. Casa lui Ahile, cu cerdacul ei brâncovenesc, fusese vopsită maro ca să țină la murdărie. Zogru a plutit în curte pe deasupra măciuliilor de narvă și, cum a văzut-o pe Vencica, a rămas înmărmurit. Nu și-a dat seama imediat cine este. Arăta ca o tovarășă, înfășurată în costum taior blămarin, cu părul tuns, dat pe spate și cu o față căinoasă. A intrat în sângele ei, mai mult ca să vadă despre ce este vorba și abia atunci și-a dat seama că era Vencica.